Am încercat să discut cu domnul primar. Domnul primar mi-a explicat că nu am ce discuta cu dumnealui, trebuie să te concediez și nu vrea să mă vadă la conducere, deoarece nu susțin Partidul Socialiștilor, clar în față mi-a s-a spus. Nu am fost la adunări și așa mai departe. Eu sunt democrată și liberă. Eu niciodată n-am susținut Partidul Socialiștilor și nici nu am de gând. Și am discutat și cu domnul șef al Direcției de Învățământ. La început domnul șef parcă se prezenta mai domol, parcă mai. Acum domnul șef anterior m-a amenințat că totuși eu ți-am să-ți arăt și o să demisionez din funcție, deoarece dumnealui tot este pus într-o situație că dacă dumnealui nu mă concediază pe mine sau pe alt director socialist, îl concediază respectiv pe dumnealui.